Meciul din Cupa României dintre Astra Giurgiu și CS Turnul Severin a fost privit din tribune și de patronul echipei giurgiuvene Ioan Nicolae. Acesta a declarat la finalul partidei că este mulțumit de joc, deși recunoaște că a cam înjurat la ratările jucătorilor săi din prima repriză. Mulțumit de joc, o să-i mai biciuim așa pentru prea multe ocazii. Dacă noi la toate meciurile care le-am avut ultimul timp, măcar unul din cinci ocazii de team, n-aveam probleme cu punctele. Și azi ne-au îmbolnăvit puțin de nervi în prima repriză, dar a fost ok. Ratările alea cum le străi? În gândul meu am înjurat puțin. Și mai ales Păpudescu, care a vrut să dea artistic la 11 metri lângă bară. Da, domnule, gol. Și atunci le-a relaxat. Fiindcă zilele acestea Gigi Mulțescu a fost demis din funcția de antrenor al Astrei, Nicolae spune că cel puțin până în iarnă echipa va fi antrenată de Sinescu, cel care era până ieri antrenor secund. Au antrenor. Se numește Sinescu. Băieți, îl respectă, văd că știe să facă echipa, văd că știe să facă schimbări și ok. Avem antrenor. Mergeți e antrenorul clubului. Continuare? Cum? Mergeți pe mâna dânsului continuare? Cel puțin până iarnă. De altfel, Sinescu s-a declarat onorat de noua postură în care se află, deși are o responsabilitate uriașă. Eu am intrat pe partea acestei echipe acum 30 de ani. Deci în 1982, când echipa era în Liga 5-a. Și cu vari intermețouri impuse, da? Am peste 23 de ani la această echipă. Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine ce înseamnă Giuleștiul și ce energie poate naște. E un meci foarte dificil. De fapt, ne așteaptă 4 etape, știți bine, de foc. De aceea să știți că sunt preocupat încă de acum. Nu mă așteptam la această numire, vă mărturisesc sincer, dar eu cred că sunt un bun om de echipă care caută să-și facă datoria, respectându-și atribuțiile. E o onoare pentru mine, evident, da? Dar vă spun și o mare răspundere.